Domnule ministru Năsui, sunteți de acord că într-un astfel de context trebuie să intervină foarte clar statul cu scheme de garantare, investiții masive, redistribuiri și scheme de ajutor, scheme de sprijin? Da sau nu? De asemenea, sunteți de acord, domnule ministru, că viteza cu care se intervine e absolut crucială pentru supraviețuirea firmelor și pentru supraviețuirea și păstrarea locurilor de muncă, altfel se creează un efect de domino. Sunteți de acord sau nu? Și a treia întrebare e legată, evident, de cele două măsuri. Domnule ministru, fără să dați vina pe subaltern sau pe greaua moștenire, pentru că sunteți la conducerea unui minister, pentru că sunteți calificat să fiți acolo. Și atunci așteptăm de la dumneavoastră soluții și rezolvări. Până când, concret, veți repartiza banii pe măsura 2 celor aproximativ 18.000 de firme, pentru că bani sunt? Și până când veți da drumul și în ce ritm măsurii 3? Vă întreb asta pentru că toate ar fi trebuit încheiate până la 31.12. Suntem în prima parte a lui ianuarie, nu s-a rezolvat încă mai nimic și, cum spuneam, viteza e crucială. Până va reuși operația, cu siguranță pacientul va muri. Domnule ministru. Deci răspunsul la întrebări este da. Trebuie să dăm această bulă de oxigen. Sunt în a noua zi de ministeriat. În ziua a treia am fost la STS tocmai și am avut o întâlnire acolo tocmai pentru a debloca lucrurile și a reuși să accelerăm ritmul la care sunt procesate. Tocmai pentru că viteza este crucială. Are perfectă... sunt total de acord cu întrebarea. E corectă. Și sunt de acord. Viteza este cheia. În momentul de față avem o procesare, ca asta era în momentul în care am venit în minister, mediul de afaceri cerea, spuneți-ne un status, spuneți-ne când vor, câte mai sunt de procesat, când urmează să vină banii. Toate lucrurile acestea, din prima zi, 24 decembrie, ajunul Crăciunului, am pus public pe site-ul ministerului situația aceasta și de atunci, în fiecare săptămână, punem și am dat... Da dispoziție să se pună în fiecare săptămână, la final de săptămână, situația aceasta. Evoluăm la un ritm care este extrem de încet. Din tot mai 90 multe de cereri pe zi? Păi 90 de cereri este pe perioada aceasta, de când am început să măsurăm. Practic, trebuie să amplificăm acest ritm. De aceea m-am dus la STS, pentru că funcționarii care lucrează pe schemele acestea sunt oameni dedicați, sunt oameni care muncesc, îmi place ce văd, dar sunt excedați în momentul acesta, au un volum de muncă foarte mare. Adică a fost creat sistemul greșit? Doamne, sunt foarte multe cereri, mai multe decât poate procesa sistemul în momentul acesta, și atunci ce am făcut? Am luat, de exemplu, deja mai multe direcții, am pus oameni, mai mulți oameni să lucreze acolo, am cerut la ANPC, Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorilor, care este în subordinea Ministerului, să ne dea încă 56 de oameni care se intre în agențiile regionale ale Ministerului ca să proceseze mai multe astfel de cereri. Pentru sistemul informatic sunt mai multe blocaje sau sunt mai multe întârzieri pentru un funcționar public care tratează aceste cereri de finanțare. Dacă pierde un minut cu o sarcină, înmulțiți asta cu 18.000 de cereri și asta e doar pe schema 2, înseamnă deja 18.000 de minute pierdute. Și atunci când se vor debloca lucrurile? E normal ce întreabă oamenii, este când absolut, așteptăm este absolut. De... În aceste 9 zile m-am ocupat de strict de lucrul acesta. Chiar astăzi m-am dus și a fost o întrebare legată de schema 3. M-am dus la Ministerul Fondurilor Europene tocmai pentru a asigura că avem o finanțare europeană și pe schema 3 și pentru ce a asigura. Ce v-a spus ministrul? Căutăm soluții. Astăzi căutăm soluții, ne mai întâlnim o dată, am format un mic grup de oameni care să mai deblocheze lucrurile. Nu pot, deci e impresionant să vezi că oamenii din sistem sunt dedicați, își doresc să facă lucrurile acestea. Din păcate, deocamdată sistemul este subdimensionat, încercăm, v-am spus, să ducem cât mai mulți oameni să lucreze în asta. Din Ministerul Economiei deja facem asta, pe partea de STS facem asta și mai e un lucru pe care încerc să-l fac, anume să cerem și ajutor extern de la CECAR, ANEVAR sau alte asociații reglementate să poată și ele să ajute în aceste evaluări. Este un lucru pe care îl încerc și sper să-l reușim și care ar debloca foarte mult lucruri. Deci este efectiv prioritatea zero să reușim aceste scheme, să dăm drumul la bani în economie. Am făcut lucrurile foarte transparent și o voi face în continuare. Oricare ar fi situația, nu lăsăm nimic sub preș, totul va fi, voi vorbi și de probleme și de soluțiile pe care le încercăm la ele. Este maximul ce putem face acum și pot să vă garantez că tot ministerul sau toate părțile relevante ale ministerului sunt dedicate pentru rezolvarea acestei probleme.